Binecuvântat să fie numele Domnului! Vă invit să vă ridicați și dumneavoastră în picioare și să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, la al doilea capitol, unde vom citi primul paragraf, este vorba de vindecarea slăbănogului, o este o importantă din lucrare, din slujirea Domnului Iisus Hristos și un cuvânt necesar pentru fiecare dintre noi în seara aceasta. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 2, de la versetul 1. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în cetate, în casă, și s-au adunat în dată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogului, Fiule, păcatele -ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis. Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică-ți și umblă. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva amin. amin. Vă invit să vă reașezați. Frați și surori, cu bucurie în seara aceasta aduc salutări din partea bisericilor din județul Constanța, din Megiria și din localitățile în care Dumnezeu m-a chemat să slujesc în perioada aceasta. Eu sunt deloc din Suceava, născut în Suceava, dar cu 26 de ani în urmă, mai bine de 26 de ani în urmă, Dumnezeu mi-a vorbit ca să mă mut împreună cu soția, eram proaspăt căsătoriți, foarte tineri. Dumnezeu ne-a chemat în Ținutul Arid al Dobrocei. A fost o călătorie lungă în anii aceștia să începem cu șase oameni în orașul Megidia, cu un grup foarte mic, într-o căsuță din chirpici, dacă vă amintiți cei care sunteți mai în vârstă, chirpicii sunt cărămis, făcute din, nu sunt cărămis, propriu zise, ci pământ cu apă și cu paie, mestecate și făcute în, în astfel de cărămis. Am început să lucrăm acolo cu un grup mic de șase oameni și prin Harul Domnului în anii aceștia am putut să vedem cum Dumnezeu binecuvintează ținutul acela și Mulți oameni au avut ocazia să audă Evanghelia, astfel că biserica noastră astăzi este prezentă în 20 de localități. Avem biserici înființate, avem slujitori, avem oameni care s-au întors la Domnul. În o parte din localitățile acestea suntem în proces de plantare de biserică, iar în altele, cum vă spuneam, lucrarea deja se dezvoltă. Vreau să vă arăt câteva imagini despre lucrarea din Dobrogea pentru aceia care poate n-ați fost niciodată, nu ne-ați vizitat. Este cineva Hai de aici, din județ? Constanța? Nu? Aceasta este situația pe care o întâlnesc peste tot unde călătoresc județul Constanța este unul dintre cele mai puțin evangelizate, dacă se poate să punem imaginele pe ecran, vă rog unul dintre cele mai puțin evangelizate județe ale României sud-estul României poate că vă amintiți au fost diverse provincii ale României, toate au avut de-a face cu lupte pentru supraviețuire. Moldova, atacată deseori și din, dinspre Imperiul Otoman, dar și Uniunea Sovietică, rușii care au și luat o parte importantă din Moldova, Transilvania, dar partea de sud a României, Valahia sau Muntenia și, de asemenea, Dobrogea. A avut mult de-a face cu islamul, însă Dobrogea, timp de 400 de ani, a fost pașală turcesc. Constanța și Tulcea au fost ocupate permanent. A fost un, un ținut în care islamul a, a avut influență a, timp de patru secole și aceasta a făcut, desigur, să rămână o amprentă foarte puternică a culturii, a civilizației și a religiei a, musulmane. Orașul nostru, Medjidia, chiar a fost fondat de către un sultan turc al Medjid, pe vremea când zona era controlată de către ei și de aceea în orașul nostru trăiește o foarte mare populație turcă, tătară, aproape 25% din populația orașului sunt musulmani. Acum dumneavoastră ați venit aici în Canada, în Occident și ați văzut prin orașe, moschei și comunități de musulmani. Noi în Constanța le avem de când ne știm și um, oamenii aceștia au avut ei o perioadă în care n-au fost foarte activi, foarte influenți, dar în ultimii ani, islamul în România este extraordinar de bine finanțat. În Megidia au un seminar teologic, un liceu pedagogic, se predă corandul în limba arabă. Sunt zeci de uh, învățători, de misionari veniți din Turcia și din alte țări arabe care îi ajută pe musulmanii dobrogeni ca să se pregătească, și există o uh, lentă, dar destul de clară radicalizare în rândurile musulmanilor din România. Ei au proiecte foarte mari, au uh, activitate foarte mare în uh, Mediria. Uh, acum se construiește a treia moschee. Acesta este proiectul, a început doar de anul trecut și uh, deja uh, clădirea principală este ridicată. Pe lângă clădirea aceasta vor mai face alte săli uh, uh, de, uh, pentru tot felul de activități și în proiectele acestea ținta lor este ca să construiască în Dobrogea, în județul Constanța, un cap de pod pentru planurile expansioniste ale lui Erdogan, președintelui Turciei, despre care probabil că știți, în perioada aceasta este foarte pornit împotriva Israelului. Turcia investește masiv în România și în, în, în Bulgaria. În ultimii cinci ani, îmi spunea un, un slujitor de acolo, au construit sau au renovat în jur de 5.000 de moschei. Au mers din localitate în localitate, la fel au făcut și în Dobrogea, în fiecare sat. Unde a existat cel puțin o familie de musulmani, au construit o moschee de la zero, sau dacă a fost o clădire înainte, au renovat-o și au făcut-o să fie una dintre cele mai vizibile clădiri din, din localitate. Aceasta face pentru noi să fie o, o chemare foarte serioasă să fim prezenți între oamenii aceștia și să vestim Evanghelia. Cu bucurie pot să vă spun că există astăzi în bisericile noastre foști musulmani care sunt creștini care sunt botezați cu Duhul Sfânt, care chiar sunt în conducerea unor lucrări, a unor biserici și ne rugăm Domnului să fie cât mai mulți. Chiar recent, chiar recent la biserica noastră ne-a vizitat și s-a alăturat acum lucrării o familie care locuise în casa veche, despre care vă spuneam din Chirpic, pe care noi desigur am dărâmat-o apoi și am construit biserica nouă. Familia care a locuit acolo a fost o familie de turci. Și fără ca eu să-i cunosc personal, Dumnezeu a lucrat în viața lor și bărbatului din familie Iisus i s-a revelat într-un vis. Și apoi el a venit singur la biserică și a spus că vrea să-L urmeze pe Domnul Iisus și acum este în proces de ucenicizare, de pregătire pentru ca să încheie legământ cu Domnul Iisus. Există în Mecidia însă un număr foarte mare de copii săraci, copii care trăiesc în familii dezorganizate, Copiii care ajung, din păcate, să cerșească sau chiar să fie traficați, fete care ajung să fie duse pentru prostituție în Uniunea Europeană sau în alte părți ale țării și riscul pentru acești copii este foarte, foarte mare. Avem un cartier numit Alibaba. Mii de oameni care locuiesc acolo în sărăcie teribilă, dar mai sunt alte două cartiere la marginea orașului. Domnul a pus pe inima noastră să înființăm un centru comunitar, și acolo, în, cartierul, în cartierele acestea, mergem cu lucrătorii noștri, îi luăm pe copii în mașină, îi ducem la centrul comunitar, acolo prima dată le, dăm, le facem un duș, sunt extrem de murdari și plini de păduchi. Îi îmbrăcăm cu haine curate, pentru fiecare copil avem acum 100 de copii înscriși în programul nostru, de, de, mai, de diferite vârste, copii care n-au mers la școală, adică au încercat să meargă la școală, au rămas repetenți, părinții nu i-au putut ajuta cu teme, cu caiete, cu ceea ce era necesar, miroseau, nu aveau haine potrivite, așa că au renunțat la școală. Nu știu să scrie, să citească, nu știu măcar culorile sau zilele săptămânii acești copii care sunt cu sutele, nu e vorba de câteva excepții, sute de copii în orașul nostru în condițiile acestea, noi mergem cu mașinile, îi adunăm la centrul comunitar, acolo vă spuneam. Îi îmbrăcăm, îi spălăm, le dăm de mâncare și îi învățăm despre Iisus Hristos. Și îi învățăm de asemenea să recupereze ceea ce au pierdut, pentru ca să se poată întoarce la școală și să poată să finalizeze școala și să aibă un alt fel de, de viitor în viață. Trăiesc în case de pământ, fără curent, fără apă. De multe ori, într-o cameră de 3 metri pe 3 metri, sunt 10 persoane. Nu au căldură. sunt, Ai zice că sunt din Afganistan, dar din păcate sunt din România o țară care, altfel s-a dezvoltat în multe privințe și mulțumim Domnului pentru schimbările bune care s-au petrecut. Cu toate astea, la marginea orașului nostru și în cartierele acestea, există un câmp mare de misiune și noi, ca biserică, am simțit din partea lui Dumnezeu chemarea și responsabilitatea să ne implicăm în viața acestor copii și să. Întindem o mână de ajutor și îi mulțumim Domnului pentru că tot ceea ce se întâmplă în investiția cu acești copii aduce rezultate și aduce o, o transformare în viața lor. Avem o grădiniță în cadrul acestui centru, îi luăm pe cei mai mici copii care sunt, vă spuneam, uitați de lume și investim în viața lor. Unii dintre ei n-au nici măcar certificat de naștere. Și trebuie să lucrăm cu autoritățile, să se facă tot felul de documente, proces în tribunal, până când ei primesc și un certificat de naștere și în felul acesta pot să beneficieze de drepturile lor cetățenești. Avem deja copii care au trecut prin proiectul nostru în anii aceștia, suntem de mulți ani de zile acolo cu activitatea, și sunt copii care acum au terminat chiar și, și liceul. Copii a căror viață a fost cu adevărat schimbată și care altfel ar fi ajuns, cum vă spuneam, victime ale traficului de ființe umane, ar fi ajuns în, într-un risc extrem de mare. Domnul ne-a binecuvântat cu clădirea aceasta, o clădire mare, o sută de camere, un fost bloc de nefamiliști, este în proprietatea bisericii noastre și dorința noastră este să-l transformăm într-o școală creștină. Sunt convins că voi aici în Canada înțelegeți ce importantă este educația creștină într-o lume care este tot mai secularizată, tot mai potrivnică valorilor creștine, cu atât mai mult în cazul nostru unde suntem prinși între Uniunea Europeană, care vine cu secularismul exact ca în Canada, și uh, influența islamică, uh, care întotdeauna s-a opus adevărului Evangheliei. Avem mult de lucru acolo, avem nevoie de multe resurse, dar știm că Dumnezeu ne va binecuvânta să putem să dezvoltăm lucrarea aceasta și să avem un impact în orașul nostru prin educație creștină. Misiunea noastră ca biserică este însă mai presus de toate lucrurile pe care le facem să-L proclamăm pe Hristos. Oamenii fără Evanghelie sunt pierduți pentru eternitate. Și Domnul ne-a chemat, vă spuneam, să mergem din localitate în localitate și să vestim Evanghelia. De la cei șase oameni din Megidia am mers în sat, după sat, acolo unde Dumnezeu a deschis o ușă și multe biserici au luat ființă în anii aceștia. Suntem încă prezenți în multe alte localități noi unde vestim Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu deschide o ușă și oamenii se întorc la Domnul, căutăm să construim și un lăcaș de închinare. Doar ce s-a pregătit temelia pentru o biserică nouă în satul Cuzavodă, undeva în apropiere de Megidia. E un sat în care avem și frați români și frați romi, dar împreună se închină slujesc Domnului și este nevoie acolo ca să fie vesit Cuvântul Domnului. Astăzi de dimineață am primit pe WhatsApp din, de acasă, de la una din bisericile noastre, fică, imaginea aceasta. E un botez care a avut loc într-unul din satele noastre și m a bucurat mult să văd o parte din tinerii care sunt acolo, cred că patru sau cinci dintre ei deja sunt botezați cu Duhul Sfânt. Am avut un timp de părtășie luna, luna aceasta, mai la începutul lunii și Dumnezeu s-a atins de ei și acum sunt în haine albe și îi slujesc Domnului. Avem un grup frumos de evangeliști care merg din sat în sat și care lucrează cu oamenii aceștia și în sate și în Megidia. Sunt oameni noi care vin la Domnul, care uh, intră în părtășie cu Domnul mulți care n-au auzit niciodată Evanghelia. Grupul acesta care este la botez, doar o fată a crescut într-o într familie de credincioși, ceilalți au fost în, în lume, dar Dumnezeu s-a întâlnit cu ei într-un mod foarte foarte minunat. O biserică nouă pe care am început să o plantăm în orașul Constanța. Orașul Constanța are 300.000 de locuitori și mai puțin de 1.000 de oameni născuți din nou, de pocăiți. Asta înseamnă unul în 300 care îl cunoaște pe Domnul. E un mare câmp de, de misiune, de evangelizare și Domnul ne-a dat privilegiul acolo să începem să, să vestim Evanghelia. Avem activități de evangelizare pe stradă, între tineri, între oamenii în vârstă, sunt proiecte pe care le facem în, în zona noastră și mulțumim Domnului că, deși ținutul este arit, există un răspuns față de Evanghelie și oamenii primesc uh, Cuvântul lui Dumnezeu. Poate unii dintre dumneavoastră ați auzit în România s-a înființat Alianța pentru răspândirea Evangheliei acasă, este un proiect al cultului creștin pentecostal din România. Alianța pentru răspândirea Evangheliei acasă s-a înființat în urma unui studiu, a unei evaluări făcute, când noi am constatat că în România sunt 100 de orașe în care încă nu exista nicio biserică pentecostală. Și atunci, în mod natural, a venit gândul acesta să pornim un proiect ca în aceste orașe să se vestească cuvântul Domnului și să ia ființă o biserică. Orașele le puteți zări, nu cred că e foarte ușor pe ecran totuși, dar sunt acele puncte roșii, însă vedeți acele puncte mai mari, bulinele acelea mov, acelea sunt deja aproximativ 20 de localități, unde prin Harul Domnului deja am recrutat și am trimis evangeliști care s-au mutat acolo, și care au început înființarea de biserici. E un lucru extraordinar, să știm că din cele 100 de orașe deja 20 sunt atinse cu evanghelia, sunt frați pe care Dumnezeu i-a chemat din diverse zone ale țării. O parte dintre ei, Domnul i-a chemat din Europa, tineri români care erau în Paris, care erau în Spania, în Italia, în Anglia. Dumnezeu i-a chemat acasă și s-au mutat în aceste orașe. Sunt orașe aproape necunoscute de cei mai mulți, dacă vă spun despre Vânjumare, despre Târgu Cărbunești și așa mai departe. Dar oamenii ăștia s-au dus acolo lucrează și îl măturisesc pe Hristos și Dumnezeu prin ei face, face, minuni. Săptămâna aceasta, în două din bisericile lor, au avut loc botezuri. I am primit iarăși pe grupul de WhatsApp imaginele acelea și Dumnezeu dă har Evangheliei în, vestirea Evangheliei în aceste localități. Recent am avut o conferință națională cu frați din conducerea cultului pentru intensificarea lucrării de evangelizare și îi mulțumim Domnului pentru că este o vreme în care Evanghelia se răspândește. De asemenea, Dumnezeu pe noi ne-a așezat aproape de granița cu Ucraina, suntem la mică distanță, doar mergem în nordul județului nostru, în Tulcea, Acolo trecem Dunărea cu Bacul și ajungem în, în Ucraina, o zonă foarte afectată, o zonă care suferă, desigur, de atât de mult timp. Dumneavoastră, desigur, știți și știu că ați ajutat lucrarea de acolo. Din păcate, atenția oamenilor s-a îndepărtat spre alte lucruri, spre ceea ce se întâmplă în Israel, în Gaza, dar războiul în Ucraina continuă. În fiecare zi sunt astfel de atacuri, sunt astfel de case distruse. Un păstor mi-a arătat recent un album cu fotografii, erau 20 de diverse biserici care au fost distruse de atacurile rușilor. 20 de clădiri, de case de rugăciune din zona aceea de război, Herson, Mariopol și așa mai departe, care au, fost, care au fost distruse. În Constanța sunt mii de refugiați. Mii de refugiați care au venit să își găsească un adăpost din cauza războiului sunt foarte aproape de noi. Zona cea mai intensă a războiului este aproape de Constanța, așa că mulți au venit acolo. Recent am avut o evangelizare mare la Casa de Cultură în Constanța și oamenii aceștia au fost expuși la Cuvântul lui Dumnezeu. Avem, de fapt, un centru pentru refugiați. În fiecare săptămână, oamenii vin la centrul acesta, primesc hrană. Dar totodată primesc un nou testament, ascultă un mesaj din Evanghelie și ne rugăm pentru ei. De când a început războiul, centrul acesta funcționează. Estimăm că zeci de mii de oameni au trecut pe la centru și au auzit cuvântul lui Dumnezeu într-un an și, și jumătate, aproape doi ani de când a început războiul acesta din Ucraina. În apa botezului, acolo, o vedeți pe o soră împreună cu soțul ei, care au încheiat legământ cu Domnul recent. Sunt amândoi din Ucraina. N-au cunoscut pe Domnul până să vină în România, au venit la centrul nostru, acolo au auzit Evanghelia, s-au întors la Domnul. Și cu bucurie pot să vă spun, duminica viitoare, când mă voi întoarce acasă cu ajutorul Domnului, vom avea o altă slujbă de botez și un alt grup de ucraineni în apa botezului vor încheia legământ cu Domnul. Îl avem pe un frate, păstor Dimitrie, el însuși este un refugiat, a plecat și el din calea războiului împreună cu familia lui. La viața lui a fost un om care a trăit departe de Domnul, a fost un dependent de droguri, însă s-a întâlnit cu Hristos, a avut parte de o convertire profundă, a devenit evanghelist și păstor, a slujit în Ucraina mulți ani de zile. Când a venit războiul, a pierdut tot ce a avut acolo și a trebuit să se refugieze în România. Și acum fratele Dimitri este împreună cu noi și el păstorește această lucrare de la centrul nostru de refugiați, în fiecare duminică este biserică de ucraineni, se cântă, se predică în limba lor și iată oamenii se întorc la Domnul și investiția care s-a făcut în viețile acestor oameni îi pune pe oameni în legătură cu Domnul și le dă ocazia să uh, câștige ceva, în ciuda marilor pierderi pe care le-au suferit, să câștige viața veșnică și să primească mântuirea prin Isus Hristos. acest și surori, aceasta este lucrarea pe care Domnul ne-a încredințat-o în vremea aceasta în România, noi vă invităm să veniți alături de noi în slujirea aceasta. Dacă Domnul vă pune pe inimă, rugați-vă și investiți în lucrarea aceea, pentru că, vă spuneam, suntem presați în două părți. Uniunea Europeană și Islamul sunt două mari provocări care ne-au găsit pe noi acolo în Megidia. Noi vrem să înființăm biserici vii, biserici mature, care să poată să fie un stăvilar în fața acestor piedici, în fața acestor atacuri, Rugați-vă pentru noi și veniți alături de noi pentru ca să putem să avem un mai mare impact pentru Împărăția Domnului. Dacă doriți mai multe informații, cu toată dragostea, puteți să ne contactați, aveți acolo un număr de telefon și dacă cineva are întrebări, la urmă putem să, să vă răspundem cu toată, cu toată dragostea. Dacă veniți în România să ne vizitați, vă așteptăm cu bucurie în Dobrogea. Amin. Acestea fiind spuse, dați-mi voie în timpul care a rămas să... Îmi îndrept atenția spre cuvântul Domnului, nu înainte de a mulțumi fraților slujitori din Biserica Aceasta și fratelui Andrei, care, deși nu este, a facilitat să pot să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Vă mulțumesc pentru primirea, primirea dumneavoastră. M-am bucurat să văd toate generațiile în închinare înaintea Domnului și mă rog ca prezența lui Dumnezeu să se înmulțească tot mai mult în viața și slujirea Bisericii sale. Amin! Am citit un cuvânt din uh, Evanghelia după Marcu, din capitolul 2. Despre momentul în care Isus face o lucrare uh, profundă în viața unui om, mântuindu-l mai întâi și apoi și vindecându-l. Dar există un principiu foarte important în Cuvântul lui Dumnezeu și anume că minunile lui Dumnezeu, lucrările mari ale lui Dumnezeu în viața oamenilor, au nevoie de un instrument uman. Dumnezeu vrea să lucreze. Dumnezeu este gata să lucreze. Dumnezeu are toată puterea ca să lucreze, dar el vrea să folosească un instrument uman. Pentru ca oamenii să fie mântuiți, pentru ca oamenii să fie eliberați, pentru ca viața oamenilor să fie înnoită de puterea Evangheliei. El ne-a ales pe noi, pe copiii săi pe cei răscumpărați prin șerfa Domnului Isus Hristos, ca în lumea aceasta să stăm la dispoziția Lui Dumnezeu și prin noi lumea aceasta să cunoască dragostea Lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbesc foarte pe scurt despre cum poți să fii un instrument în mâna Lui Dumnezeu. Uitați-vă, Isus intră într-o casă normală, nu era nimic deosebit acolo, nu ne spune că era un templu, că era o clădire istorică, nu era o cruce, o turlă, un clopot acolo, era o casă obișnuită. Dar în momentul în care Isus intră în casa aceea, încep să se întâmple lucruri deosebite. Isus vorbea cu autoritate, oamenii se așteptau la minundă, deau buzna, stăteau pe afară ca să asculte, pentru că Isus era în casă. Cheia este întotdeauna noi să îl avem pe Isus în, în, casa noastră, în inima noastră, în familia noastră, în slujirea noastră, în relațiile noastre. În fiecare domeniu al vieții noastre, noi să avem o relație intensă, vie, vibrantă cu Domnul Iisus. De asta venim la casa Domnului. Și ne rugăm să ne închinăm ca să ne alimentăm, să ne întărim sufletește. De asta studiem și acasă și ne rugăm Domnului și ne închinăm Domnului pentru ca să primim mai mult din prezența și din slava lui Isus. E minunat că-L avem pe Isus. E minunat că El este cu noi. E minunat să putem să ne închinăm Domnului, însă faptul că Isus este în noi, în același timp, ne responsabilizează. Înseamnă o puternicire, înseamnă o misiune pe care El ne-o încredințează. Cineva spunea foarte frumos, Dumnezeu nu ți-a dat încă o zi pentru că tu ai nevoie de ea, ci pentru că altcineva are nevoie de tine. Așa să te gândești puțin. Ești copilul lui Dumnezeu? Ai viață veșnică? Atunci, viața asta pe pământ este atât de palidă în comparație cu strălucirea și cu gloria slavei Lui Dumnezeu, de ce să mai trăim aici dacă noi deja am primit viață veșnică? E un singur motiv. Dumnezeu nu ți-a mai dat în cozi pentru că tu ai nevoie de ea. Ci pentru că altcineva are nevoie de tine. Dumnezeu vrea ca să fii un instrument în mâna lui și de îndată ce Isus este în casă, de îndată ce Isus a intrat acolo și a început să lucreze în tine, scopul lui Isus este ca să înceapă să te folosească. În textul pe care l-am citit, sunt patru oameni, patru prieteni, care aduc un om paralizat, un om neputincios și îl aduc la Isus. Oamenii ăștia sunt instrumentul prin care Isus lucrează în viața acestui om. Interesant este că n-au putut să intre în casă. Au dat de obstacole, Puteau să abandoneze, puteau să renunțe, puteau să se răzgândească, puteau să spună încercăm altă dată. Dar oamenii aceștia au înțeles că ei au primit ceva de la Dumnezeu, au primit viață, au primit sănătate și au dorit cu intensitate, ca și omul acela, să fie binecuvântat de Isus așa cum erau ei. Vreau foarte pe scurt să subliniez câteva lucruri pe care trebuie să le faci dacă vrei să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu. În primul rând, dacă vrei să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu, trebuie să-ți propui asta. Trebuie să te rogi pentru asta. Asta nu se întâmplă de la sine. De dimineață, când te trezești, trebuie să spui, Doamne, ziua de astăzi, nu vreau să o trăiesc pentru mine. Apostolul Pavel spunea că noi nu mai suntem mai noștri. El spunea simplu, viața ta. Nu-ți aparține, nu mai este a ta. Oh, noi am fost învățați de drepturile omului, de uh, uh, ceea ce ni se cuvine nouă, de întâietatea noastră. Nu, nu, nu. În împărăția lui Dumnezeu nu mai este așa. Nu mai este niciun cetățean care să fie stăpân pe viața lui. Toți am fost morți. Dar el ne-a înviat la o viață nouă, ne-a răscumpărat. El ne-a achiziționat, ne-a cumpărat în împărăția lui ca să fim mai lui. Viața ta nu ți aparține. Fiecare clipă când poți să tragi aer în piept, fiecare respirație și inspirație, alea nu mai sunt ale tale. Tu ai fost cumpărat cu un preț. De aceea trebuie să-ți propui, trebuie să trăiești cu această convingere, fie că ești un om de afaceri sau un angajat, fie că ești un student sau un profesor, fie că ești tânăr sau în vârstă, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, trebuie să-ți propui și să spui, Doamne, nu vreau să trăiesc doar pentru mine. Vreau ca prietenii mei să te cunoască. Știu, poate este o barieră lingvistică, culturală, socială, economică. Sunt oameni diferiți în jurul nostru. Dar noi avem o mărturie noi avem ceva din Dumnezeu și trebuie să ne propunem ca mărturia aceasta să ajungă la alții. Amen. Merg la bancă, mă urc într-un avion cu altă dată, mă așez lângă cineva într-un mijloc de transport, oriunde sunt, caut să mă disciplinez și să spun, Doamne, e cineva astăzi care are nevoie de un cuvânt din partea ta. Mi-am gândit într-o dimineață m-am dus la un ghișeu și era închis și. Am zis, mai durează un sfert de oră până se deschide, m-am așezat pe o băncuță acolo în oraș. Lângă mine, după câteva minute, a venit și s-a așezat un bărbat. Eu deja eram cu telefonul în mână, nu? ca asta facem toți. Ai puțin timp liber, scoatem telefonul, citim știri, mai trimitem mesaje, ne mai ocupăm de lucruri. Și eram cu telefonul în mână, butonam și omul acela se așează lângă mine. În timp ce s așează, am simțit în duhul meu că nu la întâmplare, am ajuns mai devreme la ghișeul acela și era închis pentru mine. Și doar am zis, Doamne, nu-l cunosc, era așezat în capătul celălalt al băncii. Am zis, Doamne, deschide o ușă. Și îl văd pe omul acela că avea o cafea în mână, îl luase de la un automat. Cafeaua, avea cafea în mână, a început să o agite și apoi bețigașul cu care a mestecat cafeaua l-a aruncat jos. Am stat câteva clipe în mine, e așa un simț civic, să, dar M-am abținut pentru că, numai ce făcusem o rugăciune, Doamne, cum aș putea să-l ajut pe omul acesta să te cunoască? M-am aplecat după câteva clipe, am luat bețigașul de jos, fără să mă uit la el, fără să spun nimic, și l-am pus în coșul de gunoi. Și apoi m-am pus înapoi pe bancă. Au durat câteva secunde, o tăcere așa apăsătoare. Eu eram cu telefonul în mână, dar l aud într o dată pe bărbatul acela vorbind și a zis, asta a fost o lecție pentru mine, nu-i așa? m-am uitat spre el, a pornit el conversația și mi am spus, da, e bine orașul nostru să fie curat. De îndată m-a întrebat cine sunt, cu ce mă ocup, am făcut cunoștință și am avut ocazie să-i spun despre Isus Hristos și să întâlnesc un om care avea nevoie de Domnul. Dragii mei, nu trebuie să fie toată lumea la învon, să fie toată lumea în fața unei mulțimi de oameni ca să fim instrumentul pe care Isus îl folosește. Dar trebuie să ne propunem lucrul acesta. Dacă Isus este în casă, dacă Isus este în inima ta, există o chemare și tu trebuie să-ți propui lucrul acesta. Trebuie să te rogi. Biblia spune că Dumnezeu folosește vasul care se dedică. Acel vas care se pune la dispoziția lui Dumnezeu, care este consacrat. E așa de ușor pentru noi să plecăm din casă cu o agendă, cu planuri, doar pentru lucrurile lumii acesteia. Dar noi uităm că suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, spune Pavel. Noi trebuie să le spunem oamenilor despre Evanghelie. Trebuie să ai un plan. Trebuie să-ți dorești lucrul acesta. În al doilea rând, trebuie să ai compasiune în inimă. Trebuie ca inima noastră să se lase mișcată de Duhul Sfânt. La foarte ușor, inima noastră se strânge, se închide. E atât de multă suferință în lume, nu putem să rezolvăm toate problemele, sunt atât de multe nevoi, atât de mulți copii în suferință, atât de mult războaie, refugiați, crize în lumea noastră și atunci, cumva, zicem, nu avem ce să facem, asta e lumea și riscul este să nu mai simțim durere. În inima noastră. Uitați-vă, patru oameni care au avut un prieten care era bolnav. Omul ăsta nu era, se pare, bolnav de o săptămână, de o lună, ci, probabil, o viață întreagă a zăcut în starea asta. Dar oamenii ăștia au continuat să spere. Au continuat să se uite la el și să spună: Omul ăsta are nevoie de cineva. și surori, încă o dată spun. Nu ne trebuie nu știu ce educație sofisticată ca să fim o binecuvântare pentru oameni. Ne trebuie doar o inimă bună. Ne trebuie compasiune. Știți dumneavoastră că în spatele măștii pe care o poartă oamenii, lumea asta civilizată și dezvoltată și cu avansul științei și al tehnologiei, există de fapt în spatele măștii atât de mulți oameni răniți, singuri, îngroziți de faptul că nu știu de unde vin și unde se duc. Oameni pe care noi îi privim și zicem, wow, ce om puternic, ce bogat, ce titluri are, ce proprietăți are. Nu te uita la lucrurile astea. Toți, în adâncul inimilor lor, caută salvarea, caută eliberare de sub păcatelor. Prietenii ăștia au simțit durere pentru prietenul lor. Și-au arătat dragoste, au arătat compasiune. De multe ori, tot ceea ce trebuie pentru ca să se întoarcă un om la Hristos este să găsească doar un umăr pe care să-și plângă durerea, și după aceea să se deschidă și să poată să fie ajutat. Vin oamenii cu durerea lor. Vin oamenii cu rănile lor, noi mai degrabă suntem tentați să-i judecăm, să-i disprețuim pentru viața lor stricată. A venit o femeie plângând la picioarele Domnului Iisus Hristos. Alții s-au grăbit să judece. Dar Isus a avut compasiune. A știut într-adevăr toate păcatele ei. Știa mai bine decât fariseii. Dar Isus a știut că oamenii aceia au nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Frații și surori, dragostea lui Hristos dacă este în noi, ne constrânge, spune Biblia. Ne împinge la acțiune. Și asta înseamnă că noi trebuie să ne rugăm ca dragostea lui Hristos să crească, să se înmulțească în inimile noastre, să avem compasiune, să nu ne răcim, să nu privim cu indiferență lumea aceasta căzută, ci să o privim prin ochii Mântuitorului nostru. Și dacă vrei să înțelegi mai bine ce este dragostea, vreau să spun dragostea. Înseamnă timp. Da, dragoste? Înseamnă timp. Dacă spui că iubești pe cineva, vrei să îi acorzi timpul tău. Nu pot să spun că iubesc pe cineva, că îmi pasă de cineva, fără să renunț la timpul meu, la confortul meu, la prioritățile mele și să mă duc să fiu alături de oameni. Iarăși poate n-ai dar de evanghelist, poate nu știi să explici, poate nu stăpânești limba, nu contează. Să iubești poți. Și vreau să vă spun, dragostea nu are nevoie de traducere. Când oamenii simt iubirea ta, că ești lângă ei, că plângi lângă ei, că le-ai dat umărul tău ca să-și plângă durerea. Și doar îi spui simplu, am să mă rog pentru tine. Lucrul acesta de multe ori contează mai mult decât orice altceva. Eram în avion, ne pregăteam de debarcare cu altă ocazie. Stiuardeza a văzut-o pe femeie că plânge și s-a dus lângă ea și femeia plângea în hohote. Am auzit din conversații că eram aproape, femeia mergea la o mormântare, cineva drag și acum ateriza în orașul respectiv. Am trecut pe acolo, toți ne strângeam bagajele, ne pregăteam să coborâm toți din avion. Dar am putut să trec pe lângă femeia aceea și să-i spun, Doamnă, nu știu multe, dar vă promit că am să mă rog pentru dumneavoastră. Atât. Și m-am dus mai departe. N-am întâlnit-o. Nu știu dacă o să mă întâlnesc vreodată. Dar sunt momente în care noi putem să ieșim din zona noastră de confort. Dragos înseamnă timp, înseamnă acțiune. Înseamnă să mergi la oameni care au nevoie de Hristos și să le spui, sunt aici pentru tine. În al treilea rând, dacă vrei să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu, trebuie să ai pasiune pentru oameni. Pasiunea înseamnă un nivel mai înalt de dedicare. Compasiunea înseamnă să -ți fie milă, să vezi durerea lor și să fii puțin mișcat. Pasiunea înseamnă să ai energie și râvnă chiar și când nu vezi durerea lor. Pasiunea este ceva ce ne schimbă, schimbă zâmbetul nostru, schimbă agenda noastră, strălucirea ochilor noștri. Frații și surori, noi avem ceva ceea ce Biblia numește o comoară neprețuită. Noi îl avem pe Dumnezeul cel viu. Întrebarea este, cum reușim noi pe acest Dumnezeu viu și a puternic să-L păstrăm doar în inima noastră și lumea nici să nu știe că noi am fost în prezența lui Isus. Un mare evanghelist om al lui Dumnezeu povestea la un moment dat o, o întâmplare foarte interesantă. El a spus biserici într-o duminică în felul următor, frați și surori, astăzi venind spre biserică, n-am fost atent, mergeam pe jos la o intersecție și nu m-am uitat, nu m-am asigurat, am intrat pe stradă și un camion venea cu viteză puternică. Și camionul ăla s-a trecut peste mine, m-a călcat și a mers mai departe. Și eu zis, wow, când m-am ridicat de acolo de jos, m a scuturat de pe haine și... Uh, acum sunt la dumneavoastră în biserică să vestesc Evanghelia. Apoi s-a oprit și a zis, nu vi se pare credibilă povestea mea, nu-i așa? Pentru că dacă mă călca un camion, nu mai eram aici, eram la spital sau poate la morgă. Și apoi a zis așa, voi care ziceți că v-ați întâlnit cu Dumnezeul cel viu, care v-ați întâlnit cu puterea celui care a creat Universul, cu răscumpărătorul și dătătorul vieții, Puteți să mergeți printre oameni și să nu arătați nimic din viața asta și să o ascundeți, ca și cum nu s-a întâmplat nimic? Să fiți exact ca oamenii ceilalți? Se pare că Biserica foarte ușor pierde pasiunea. Avem ceva așa de valoros, dar cu toate astea nu mai avem pasiune. Am ascuns puterea aceea, puterea asta nu este pentru noi, frate și surori, doar. Să stăm aici în casa Domnului, sigur e minunat să ne închinăm împreună înaintea Domnului. Dar puterea aceea trebuie mâine să strălucească pe fața ta. Puterea aceea mâine trebuie să fie o energie, o pasiune, să fie un foc în tine. Și atunci când vezi oamenii răniți, când vezi oamenii în confuzie, să poți să stai în fața lor și să le spui există cineva care mie mi-a schimbat viața și acel Iisus este viu, este real, astăzi poate să se ocupe și de tine și să-i inviți pe oameni să experimenteze puterea lui Dumnezeu. Pentru asta ne trebuie pasiune. Eu cred că un creștin plictisit este o contradicție în termeni. Un creștin nu poate să fie plictisit. Un creștin are deja comori un creștin are un mandat înalt. Un creștin are un destin extraordinar care nu se compară cu nimic din ceea ce lumea îți oferă. Să ai toate acestea, să-l ai pe Dumnezeul cel viu și să trăiești o viață banală între oameni, ca oamenii să nu vadă nimic deosebit în tine. Asta nu se poate. Ar trebui să punem la îndoială adevărata noastră credință, dacă credința noastră nu ne face, spune Pavel, o priveliște pentru lume. Oamenii se uită la noi și ei vor să știe dacă am venit din prezența lui Isus sau dacă doar suntem ca ei. Se uită la noi în toate situațiile, când trecem prin încercări, când trecem prin lipsuri, se uită la noi când, când apare șecul în viața noastră. Vor să vadă, acest Iisus al tău este real, trăiești cu El, face El ceva pentru tine sau doar E un slogan religios, e doar o poveste. Oamenii ăștia au avut o pasiune și pasiunea aceea i-a făcut să meargă cu omul acela în ciuda obstacolelor și să ajungă la Isus. Și ajunge la al patrulea lucru, dacă vrei să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu, trebuie de asemenea să fii dispus să-ți asumi riscuri, să treci la acțiune, să plătești prețul. Să faci ceea ce, se, ceea ce trebuie, ceea ce se așteaptă de la tine, și ceea ce nu se așteaptă. Pentru ca oamenii să poată să fie conduși în părtășia cu Fiul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au făcut ceva foarte neobișnuit. S-au dus și au desfăcut acoperișul casei aceleia. Nu e un lucru pe care ni l-am dorit să ni se întâmple în casa noastră. Dacă vii la mine acasă și te apuci să demontezi acoperișul, nu știu, chem poliția, e casa mea, du-te domnule la tine, lasă că o să iasă Iisus mai târziu în stradă, ce faci aici? Oamenii ăștia așa de mult au dorit mântuirea acelui om, salvarea lui. Au luat o scară, s-au suit pe acoperiș, au găsit un ciocan, nu știu ce au găsit, cum au făcut, dar au spart acoperișul acela. Și l-au coborât pe, Iisus, pe, pe, omul acela la Isus. Acum mă gândesc câte întrebări puteau să treacă prin mintea lor. Ce o să zică proprietarul? Dar ce o să zică Isus? Știți, nou, nu ne place dacă sună un telefon când predicăm. Dar dacă vine cineva cu picamărul și începe să desfacă acoperișul. Oamenii aceia puteau să se întrebe ce urmează să se întâmple dacă noi facem lucrul acesta. Ce riscuri mari numai să-l cobori pe omul acela patru oameni să se sincronizeze și să coboare funiile acelea în același timp. Am văzut și la mormântări lucruri caragioase pe care le-au făcut oamenii că n-au fost atenți cu un sicriu. Omul acesta este ajutat pentru că cineva și-a asumat niște riscuri. Și interesant este că Isus a văzut credința lor și a văzut credința acelui om. Înainte ca cineva să vină la Domnul și să fie mântuit și să aibă credință pentru mântuirea Lui, e nevoie de credința ta. E nevoie de acțiunea ta. E nevoie de slujirea ta. E nevoie de oameni care să meargă cu credință înainte și să spună: Doamne, mă pun la dispoziția ta. Trebuie să ieși din zona de confort. Trebuie să ieși din lucrurile cu care te-ai obișnuit și să spui: Eu. Nu mai trăiesc viața mea. Viața mea nu mai îmi aparține, ea aparține Lui. De aceea, astăzi când plecăm din casa Domnului și ne pregătim pentru nouă săptămână, fiecare mergând în direcții diferite, noi trebuie să ne amintim că Dumnezeu ne-a mai dat încă o zi, pentru că altcineva are nevoie de noi. Trebuie doar să ne rugăm și să spunem, Doamne, cine sunt oamenii aceia? Doamne, dă-mi un plan! Trebuie să ne rugăm și să spunem, Doamne, inima mea vreau să fie umplută de compasiune, să nu fie o inimă uscată și împietrită. Doamne, fămă să simt ceea ce simți tu față de oamenii pierduți. Trebuie să ne rugăm și să spunem, Doamne, dăm pasiune, dăm râvna aceea care să nu mă lase nerăditor sau leneș, nepăsător. Să nu mă lase să devin un creștin banal, un creștin plictisit, un creștin blazat și să spun, Doamne, vreau să merg înainte prin puterea Ta. Și apoi să spune totodată, Doamne, dăm putere ca să îmi asum chiar și riscuri, să plătesc un preț. Poate unii vor râde de mine, poate alții vor judeca lucrarea mea. Poate va trebui să plătesc mai mult și să mă sacrific mai mult decât am crezut eu. Poate nu vor fi rezultate de prima dată. Poate nu o să iasă cum am așteptat eu. Dar, Doamne, ajută-mă să fiu gata să plătesc prețul, să-mi asum riscul, să ies din zona din confort. Pentru că viața mea, Doamne, eu am pus-o deja pe altarul Tău și vreau ca lumea aceasta să te cunoască pe Tine și să capete această viață pe care eu am primit-o fără să o merit, fără să am vreo vrednicia mea. Am fost invitat să fiu în părtășie cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt și să fiu moștenitor al vieții veșnice, fără să merit nimic din toate acestea. Doamne, acum pasiunea mea este ca toți ceilalți oameni să cunoască acest har și de aceea te rog, fă să fiu un instrument în mâna ta pentru mântuirea celor pierduți. Amin.